Comuna Dudești Noi este prima comună din județul Timiș care alocă fonduri pentru educație, după model european. Administrația locală a inițiat programul local de promovare și sprijinire a educației ProEducația 2013, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local. Cadrele didactice, elevii și ONG-urile au avut la dispoziție un ghid de finanțare, asemenea celor europene, iar o comisie din cadrul primăriei a selectat proiectele eligibile. Au fost depuse 11 proiecte, dintre care 8 au fost declarate câștigătoare. Valoarea proiectelor eligibile depuse depășește suma de 40.000 de lei. Pentru noi, educația este o prioritate și de aceea Consiliul Local a hotărât canalizarea acestor resurse financiare către acest domeniu, pentru că dorim ca procesul educațional din Comuna Dudești Noi să se îmbunătățească, rezultatele elevilor să se îmbunătățească. Programul ProEducația Dudești Noi 2013 are ca principal obiectiv promovarea activităților și acțiunilor care influențează pozitiv procesul educațional din comună. Programul presupune dezvoltarea abilităților teoretice și practice ale elevilor în area curriculară și extracurriculară, îmbunătățirea calității actului educațional și dezvoltarea infrastructurii. Este un proiect extrem de util atât pentru conținutul învățământului cât și pentru infrastructura școlară. Consiliul își propune aici să sprijine atât perfecționarea predării, învățării în școală, cât și achiziționarea unor mijloace de învățământ extrem de necesare. Printre activitățile finanțate se enumără dotarea laboratorului de fizică din cadrul școlii Dudești Noi, dotarea cu aparatură IT a unor clase din cadrul școlii, dar și al grădiniței, publicarea unor cărți cu poezii scrise de elevi, înființarea unui cerc de arte plastice, achiziția de mobilier școlar, organizarea unor excursii la obiectivele turistice și istorice din vestul României. De asemenea, cadrele didactice vor putea participa la cursuri de perfecționare pentru a-și îmbunătăți metodele de predare. Tot prin acest program se vor efectua lucrări de reabilitare și amenajare a infrastructurii instituțiilor educaționale. Proiectul ProEducația 2013 este în valoare totală de 250.000 de lei și se va derula în perioada martie-decembrie 2013.